dacă vrei să te lase la școală. E în regulă, Kim. Merg pe jos. Em, telefonul. Asta e o catastrofă de cel mai înalt grad. Și asta se întâmplă numai în apă. Dacă delfinii pot înota mile întregi, la fel putem și noi. Dar noi nu trebuie să ne mai udăm niciodată. Am putea înota până la fighi. Îți dai seama? Pielea ar fi uscată și ridată. O să fim îmbătrânite până la 21 de ani. Am pierdut antrenamentul de azi. E prima dată în 6 ani. Vezi? Vezi cât poate fi de rău? Trebuie să vorbim cu cineva, cu părinții, cu un doctor. Și să terminăm ca o sirenă într-un acvariu, cu pielea umedă? Uită de asta. Ricky are dreptate, Cleo. Nu putem spune nimănui. Nici mamei? Nu, fără părinți. Dar eu îi spun totul mamei. Nu și de data asta. E prea periculos, oamenii nu înțeleg. N-ar putea închide. Dar de ce să ne închidă? Pentru că suntem diferite și pentru că putem să facem anumite chestii pe care alte fete nu le pot face, pentru că le e frică de noi. Bine, n-am să spun nimănui, doar lui Luis. Nu, Cleo, nici lui Luis, nimănui. Bine, nu vă faceți griji, știu să păstrez un secret, tu e bune. E timpul să ne distrăm, oameni buni. Totul în cinsta zeului surfului, frumosul Byron. Totul pentru ca el să câștige. Ce premiu? Orice dau ei ca premiu pentru surf. Surf pe coastă, pe aproape o milă. Eu nu am fost acolo, dar sunt sigură că a fost uimitor. Ricky, sigur, cred că poți să participi și tu. Scuze, o să-mi curăț dinții în seara aia. Hei, Cleo! Ah, bună, Luis! Nu mi s-au mai întâmplat prea multe, chiar nimic. Sunt eu cea pe care o cunoști. Cleo, mergi la petrecerea lui Miriam? Sigur că da. Fetelor, să veniți cu bikini. E o petrecere la piscină. Sigur, dacă tot vii. M-am răscândit. Nu mai merg. Nu e bine să ratezi o petrecere organizată de Miriam. Nu ne va mai invita niciodată. Și ce dacă? Nu e o pierdere. E o petrecere la piscină. E periculoasă pentru noi, dar dacă i-aș fi spus lui Luis, poate că ar avea grijă de noi. Ai făcut ceea ce trebuia, Cleo. Nu merge niciuna dintre noi. Nu, stai. Cred că ar trebui să mergem. Pentru Byron, nu pentru Miriam. Surful e la fel ca notul. Ai nevoie de mult exercițiu și de mult antrenament. Și e super când toți sunt lângă tine. Îți place Byron, nu? Nu. Nu ești deloc convingătoare. Păi, dacă am înțelege mai bine ce se petrece cu lui, am putea controla fenomenul și a merge la petrecere. Serios? Ce să înțelegem? Am intrat în apă și 10 secunde mai târziu aveam cozi. Cred că poate fi vorba de autodisciplină. Exerciții și control. Trebuie să fie perfect. Minunat. Autocontrol. Astfel putem merge la petrecere. Îl anunț pe Luis. Îți dai seama că va trebui să înnoți ca să testezi teoria asta. Ce? În niciun caz. Uitați de asta. Haide! Nici măcar nu ia adâncă apa. Nu. Te rog, Cleo. Nu. Nu.
bine. Haide, Ricky. Autocontrolul și disciplina pornesc din creier. Concentrează-te. Fără coadă, fără coadă, fără coadă, fără coadă, fără coadă, fără coadă, fără coadă. Cine a dat informația asta? Este secretul meu cel mai mare. Locul de pescuit. Cineva m-a trădat. Scuze. Nu-i nimic. Am primit mesajul tău cu privire la petrecere. E de domeniul istoriei. Nu mai merg la petrecere. Prea multe teme. Bine. Te-aș putea însoți la not atunci. Suntem dezbrăcate, Luis. Nu puteți să faceți un salt rapid în apă? Pa, Luis! Asta a fost oferta. Nu vom mai fi invitată la nicio petrecere tare. De ce? Pentru că avem cozi. S-a zis cu cariera mea de notătoare. Am totuși o întrebare. De ce eu? Nu aveam nevoie de asta. Am impresia că numai tu ai probleme. Eu mă antrenez de la 6 luni ca să devin o bună notătoare. Ia-ți avio de la acest vis, pentru că suntem ciudățenii ale mării acum. Sunteți incredibile. Uitați-vă la voi. Tu bei apa din aer. Și Emma tocmai a făcut un balon de apă. Oricine și-ar dori să aibă aceste puteri, iar voi nu faceți altceva decât să vă plângeți. Vă plângeți, vă plângeți, vă plângeți. Eu nici măcar nu am așa ceva. M-ai auzit pe mine plângând? Nu. M-am săturat. Nu mai vreau să-mi pierd vremea cu plângăcioase. Înțeleg ce simte. Câteodată nici eu nu pot să mă suport pe mine. Luis, ce părere ai de Ricky? Știi că există o specie de pește care ar putea să otrăvească o întreagă echipă de fotbal într-o jumătate de secundă? De asta mi-aduce aminte. Mulțumesc, băieți. Relaxați-vă. Felicitări, Byron. Ce mai aștepți? Ar trebui să mergi la un concurs. Controlează-te. Hei, Zane. Ești cam uscat. Te simți altfel? Știi ceva, Luis? Nu știu ce s-a întâmplat cu hidrantul ăla, dar dacă mai menționezi asta odată, îți mut capul de pe umeri. Lasă, Luis! Are dreptate. N-are rost, amice. Crezi că vei schimba? Nu. Byron e un tip de treabă. Emma are dreptate. Ar trebui să mergem la petrecerea organizată de Miriam să-l susținem. Doar este un erou, nu? Da. Bun, mergem. Mergem. Crezi? Da. Ce o să se întâmple cu tine? Cleo, nu te înțeleg. Acum un minut vrei să mergi înapoi? N-ai mai vrut, iar acum vrei? Ești sigură că îți permis să lipsești iar de la antrenament? Nu se apropie concursul. Te-ai antrenat și când aveai gripă. Iar atunci când ți-ai sucit încheietura, notai cu un braț. Dacă nu se simte bine, ar fi cazul să meargă la un doctor. Nu e nevoie. Draga mea, stai cam mult în dormitor în ultima vreme, cred. Te-ai încuiat în baie. Vrei să discutăm despre ceva? Nu, nu-i nimic. E normal să te simți ciudat.
Ești la vârsta la care au loc diverse transformări. Exact, mama. Asta ai nimerit-o. Bună, Miriam. Tocmai te sunam să confirm prezența mea la petrecere. Probabil. Adică m-am gândit că vrei să știi asta. Ce am să port? Ceva potrivit cu petrecerea. Hai! Zece, nouă, opt, șapte, șase, cinci, patru, trei, doi, unu. Ricky, se poate? Sper că da, dar nu cu mine. Știu că nu prea ne-am înțeles noi. Mulțumesc. Mulțumesc. Aș vrea să știu ce se întâmplă cu Cleo. Ce te face să crezi că se întâmplă ceva cu ea? Am întrebat-o de 100 de ori dacă merge la Miriam și mi-a răspuns de fiecare dată altfel. Miriam? Poate. Și mi-a răspuns de fiecare dată altceva. Te-ai gândit la asta? Da, chiar m-am gândit la asta. Dar apoi m-am gândit că dacă e prietena ta, atunci standardele sunt chiar mici, nu? Îmi spui ce se întâmplă? Te rog, știu că e ceva. Știi ce? Nici măcar nu mai vorbesc cu ea. Bine? Vreau să fiu singur acum. Așa că pot să... Ia te uită! Ce naiba? Au! E cald! E cald! Asta vrea să fie o glumă? M-ai sunat. Scuze, dar tocmai vorbeam despre chestii negative. De obicei nu sunt așa. Doar că am... E super! Trebuie să-ți arăt ceva. Bine, sunt chiar curioasă. Ce vrei să-mi arăți? Voi sunteți! Bună, fetelor! Voi sunteți? Iar sunteți dezbrăcate! Iar sunteți dezbrăcate? Vorbim ca între fete, Louis. Bine, dar sunteți dezbrăcate? Pleacă, bine, Louis. Dar sunteți dezbrăcate. Am venit la pescuit. Nu, Și vreau să mă relaxez. Iar de plecat, dacă voi trebuie să plecați. Nu exagera, Louis. Da, nu ar trebui să urmărești pe Cleo? Nu, în niciun caz. Am depășit momentul, credeți-mă. Am depășit momentul, credeți-mă. Ce vrea Cleo. Nici nu știe ce vrea. Ce cu Cleo. Nu se poate decide. Înțelegeți? Înțelegeți ce zic? E Cleo. Acum merge din nou la petrecere. Eu renunț. Louis, trebuie să ne faci un serviciu. Asigură-te că nu merge singură la petrecere. Sună din nou. Nu, am venit la pescuit. Nu, e important. Ar putea avea probleme. Nu sunt la cheu. Nu sunt servitorul nimănui. Voi credeți că dacă îmi spune să fac ceva, sari imediat. Și oricum are telefonul închis. Ar putea avea probleme grave, Louis. Dar o placi, nu? Păi, într-un mod prietenesc. Și atunci? Cum e? Ai uitat, e o petrecere în piscină. Doar că am răcit cumplit, așa că nu voi nota. Deloc. Deci unde e Byron? O să ajungă imediat. Tu chiar nu te dezbraci? Oh, da. Niciodată nu pot fi foarte atentă cu răceala. Ce? Oribil. Cleo, cred că nu este cea mai bună idee, știi? Oamenii bolnavi îmi fac... rău. Ar fi bine să pleci. Nu, acum mă simt mai bine. Serios, nu e nimic. Pot să petrec. Cum zici? Mergi afară și te rog, nu te atinge de nimic. Bine. Și să nu bine. De nimic. Dar mai bine nu te apropia de nimeni. Am înțeles. Ce fraieră. Oh, right.
Ia priviți cine e aici. Chiar vroiam să mă distrez. Nu te apropia. Ce nu ți-a plăcut, Cleo? Când am fost șocată, ai fost încântată. Acum e rândul tău. Am răcit. Nu pot intra în apă. Am gripă, de fapt. Și e molipsitoare. Poartă. Haide. O să faci băiță. E cam udă. Poate fi pneumonie. Cleo. Cleo. Leo. Leo. Luis. Nu credeam că vii. A, nu, eram în zonă și am zis să intru. Dar ce cu sensilele de pescuit? Nu plec niciodată fără. Ai văzut-o pe Cleo? Mi la piscină, îmbolnăvindu-i pe toți. Te rog, oprește-te, te rog. Ești pe fază, Nate? Te rog. Uno. Oprește-te, te rog. Doi. Trei. Dă-i drumul, zei. Nu. Dacă tot insiști. N-ai creier? Mi-ai zis să-i dau drumul. I-am dat drumul. Să ne luăm ceva de băut, băieți. Haideți. Îmi pare rău despre asta. Luis, ar trebui să știi ceva. Nu, nu, nu trebuie să spui nimic. Nu, chiar trebuie. Știi că m-am tot purtat ciudat. Nu te speria, dar... Trebuie să mă ajuți. Nu mă lăsa. Chiar am nevoie de ajutor. Luis, te rog. Unde sunt toți? Înăuntru. Mă puteți ajuta? Cântărește o tonă. Nu putem. Dacă ne udăm, o să avem și noi colți. Asta vrei? Am și două? Voi? Adică toate trei? Serios? Cine a încuiat ușa? Nu e încuiată. Cred că trebuia să merg la sală. Ce facem acum? Dă-te înapoi, Luis. Ah, mă arde! Uscată. Ți-ai descoperit o putere. Ce se întâmplă aici? O să-ți explicăm mai târziu, Luis. Ricky, hai! Petrecerile la piscină. Dar ce se întâmplă? Ar trebui să verifici sistemul de încălzire. Hey, Byron! Hey, salut! De ce nu ești la petrecere? Ha? Petrecerea de la piscină pe care o dă Miriam în cinstea voastră. Miriam? E tipa blondă, nu? Nu prea-mi plac petrecerile. Ne mai vedem. Super placă. Super pectoral. Super atitudine.
Cred că nu trebuie să-ți mai spunem că dacă vorbești, te omorâm. Doar nu sunt prost. Dacă află cineva, veți deveni experimente. Am renunțat la nota asta. Oh, Emma, știam cât de mult contează pentru tine. Și totuși, ce aș putea să fac? Chestia asta a ieșit de sub control. E prea mare. Ca să înțeleg, tu îngheți lucruri. Tu faci lucruri să explodeze și tu faci să fiarbă și vă mai crește și coadă. E foarte ciudat. Ciudat? Da. Câteodată e bine. Dar câteodată nu e deloc bine. Nu găsesc cuvântul potrivit. Am eu. Chiar trei. Total, absolut extraordinar.